Stimați colegi, bună ziua! Desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova. Ca de obicei, în ultimele 8 luni, desfășurăm această ședință în format online. Este adevărat că eu nu sunt în birou de serviciu, dar asta nu schimbă nimic. Din ce cauză am anunțat, vreau să vă spun că mă simt bine, cu excepția vocii mele duioase. În rest, totul este bine, deci eu vă rog să procedem la examinarea subiectelor incluse pe agenda de astăzi a ședinței de guvern. Avem mai multe și avem inclusiv cu privire la cadre, adică subiectul numărul 1, primul raportor, domnul ministru al afacerilor interne, Pavel Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, în conformitate cu punctul 4 din hotărârea Guvernului numărul 1759 din 2002 cu privire la reprezentantul plenipotențiar al Republicii Moldova în biroul pentru coordonarea combaterii crimei organizate și altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor membre ale CSI, se propune numirea domnului Evgenie Balâca în funcția de reprezentant plenipotențiar al Republicii Moldova în biroul pentru coordonarea combaterii crimei organizate și altor infracțiuni periculoase pe teritoriul altor state membre ale CSI. Domnul Eugeniu Balâca în anul 2007 a absolvit Academia de Poliție Ștefan cel Mare, în anul 2015 a absolvit Academia Internațională a Organelor de Drept din Budapesta, Ungaria și în 2017 Academia Internațională pentru Combaterea Drogurilor și crimei organizate din Republica Turcia. Pe parcursul activității sale, domnul Balâca a activat în mai multe subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, având calitatea de lucrător operativ, iar ultima funcție deținută de dumnealui a fost șef adjunct al Direcției Combatere Crimelor Grave a Inspectoratului Național de Investigație. Îl cunosc personal pe domnul Balâca, are toate calitățile pentru a îndeplini aceste obligațiuni. Stimați colegi, propun să susținem această candidatură. Remarc că din 21 martie 2019 această funcție la care se propune Eugeniu Balâca este vacantă. Rog susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc, domn ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la candidatura propusă. E reprezentat plenipotențial al Republicii Moldova în biroul pentru coordonarea combaterii criminalității organizate. Nu sunt întrebări. În aceste condiții vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect care ține de problema cadrelor, domnul ministru al afacerilor externe și integrării europene, Aureliu Ciocoi, vă rog. Vă mulțumesc, domnul prim-ministru, stimați colegi. În temeiul articolului 86, aliniat 2 din Constituția Republicii Moldova și articolul 10, aliniat 6 din legea cu privire la serviciul diplomatic, se prezintă pentru examinare și aprobare propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind rechemarea domnului Andrei Neguță din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă și, prin cumul, în Republica Kazahstan, în Republica Tajikistan și în Republica Kârgâză, respectiv înaintând președintele Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domn ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la proiectul propus. Nu sunt întrebări. Este clar că acest proiect vine în urma actului rușinos, aș spune, care a avut loc sau depistat în ultimele, cu câteva zile în urmă, este clar că este responsabilitatea, cel puțin indirectă, a conducătorului misiunii diplomatice, de ce trebuie de răspuns. Domnul ministru Aureliu Ciocoi, vă rog,
schimbați lucrurile în minister, verificați ce se întâmplă, pentru că noi degrabă o să devenim faima Europei la contrabandă prin intermediul diplomaților moldoveni. Amintiți-vă de țigările unui înflăcărat acum deputat, depistate la hotarul moldo-român prin 2010, dacă mi-am amintesc eu bine, și multe, multe cazuri de acest gen. Eu vă rog, ceva nu funcționează la dumneavoastră, schimbați regulamentele, schimbați auditul intern, schimbați tot ce doriți. Dar aceasta este o rușine enormă pentru țara, ceea ce se întâmplă. De aceea și concluziile trebuie să fie corespunzătoare. Stimați colegi, propun aprobarea proiectului. Aprobat, vă mulțumesc. Tot la capitolul cadre, vă rog, doamna secretar generală a Guvernului, Liliana Iconim, în continuare. Mulțumesc! Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în scopul executării hotărârii judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, din 26 noiembrie 2020, în temeiul articolului 256 din Codul de Procedură Civilă și în conformitate cu prevederile legii numărul 199 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune anularea dispoziției Guvernului numărul 152D din anul 2019 cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Roman Emiliano și a dispoziției Guvernului numărul 103D din anul 2019 cu privire la preavizarea unor funcționari publici de conducere în partea ce ține de preavizarea domnului Roman Emiliano. Rog aprobarea anulării dispozițiilor menționate anterior. Vă mulțumesc, doamnă secretar general, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări, vă rog să le expuneți. Nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc, vă rog să continuați, doamnă Iconi. Mulțumesc. În scopul executării aceleiași hotărâri ale judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, din 26 noiembrie 2020, se propune restabilirea domnului Roman Emilianov în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat din data de 11 decembrie 2020. Rog aprobarea restabilirii. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Aici sunt niște proceduri juridice care trebuie să le parcurgem, de aceea nu vă uimiți de ceea ce se prezintă acum și se aprobă. Deci sunt decizii în urma deciziilor instanțelor judecătorești și trebuie să le parcurgem pe toate. Continuați, vă rog, doamna Iconi. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru. În temeiul articolului 7 din legea numărul 136 cu privire la guvern și în baza legii numărul 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune eliberarea domnului Roman Emilianov din funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelarei de Stat din data de 11 decembrie 2020. Rog aprobarea eliberării domnului Roman Emilianov. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări, vă rog să le expuneți. Dacă nu, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Vă rog, continuați, doamna Iconiu. În temeiul prevederilor legii numărul 136 cu privire la guvern și prevederilor legii numărul 199 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune numirea domnului Iurie Cazac în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, responsabil de Raionul Dubăsari, din data de 14 decembrie 2020. Rog aprobarea numirii domnului Iurie Cazac. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați colegi, este ultimul proiect din epopeea legată de reprezentant. Vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la candidatura domnului Cazac. Nu sunt. În aceste condiții vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Înțeleg că este tot la capitolul cadre, dacă nu vă rog să mă corecteze cancelarea.
Subiectul numărul 2 de pe ordinea de zi, vreau să rog pe doamna ministru Viorica Dumbrăveanu să prezinte proiectul. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea regulamentului cu privire la modul de stabilire și plata compensației pentru serviciile de transport, aprobat prin hotărârea Guvernului 1413 din 2016. Acest proiect a fost elaborat în contextul sporirii măsurilor de protecție socială a persoanelor cu dizabilități. Proiectul prevede majorarea etapizată a compensației pentru serviciile de transport beneficiarilor din raioanele Republicii, inclusiv și municipiul Bălți, la nivelul mărimea compensației de care beneficiază persoanele cu dizabilități din municipiul Chișinău și care în prezent constituie pentru persoanele cu dizabilități severe și pentru copii cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani, 360 lei, pentru persoanele cu dizabilități accentuate, 180 lei. La prima etapă, adică începând cu 1 ianuarie 2021, se propune majorarea compensației pentru persoanele cu dizabilități severe și pentru copiii cu dizabilități în vârstă până la 18 ani, indiferent de gradul de dizabilitate care este stabilit, din raioanele și din municipiul Bălți. Mijloacele financiare suplimentare necesare au fost prevăzute în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021. Conform prevederilor regulamentului enunțat, deci această compensație pentru serviciile de transport se acordă persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu dizabilități severe accentuate, copiilor cu dizabilități, la locul de reședință din bugetul de stat, dar cu transferuri cu destinație specială către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Beneficiază de compensația respectivă circa 145.000 de persoane cu dizabilități, inclusiv vorbim și de 15.200 persoane cu dizabilități ale aparatului locomotor. Suplimentar, proiectul mai prevede anumite concretizări care sunt legate de particularitățile și aspectele persoanelor cu dizabilități locomotorii, în contextul în care deci, se revizuiește și noțiunea cu privire la persoane cu dizabilități locomotor. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru Dumbrăveanu, stimați colegi, un proiect social. Respectiv, vreau să vă rog, dacă sunt careva întrebări, intervenții, propuneri suplimentare, să vă expuneți. Nu sunt, toți au avizat pozitiv, firește, de ce vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul ministru al Agriculturii, Mediului și dezvoltării regionale, Ion Pierge, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind calitatea aerului atmosferic. Elaborarea proiectului legii privind calitatea aerului atmosferic este fundamentată prin necesitatea transpunerii la nivel național a directivelor europene incluse în acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană și anume directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și directiva 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător. Aplicarea legii va contribui la atingerea obiectivului privind crearea unui sistem integrant de management al calității aerului și reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă cu 30% până în anul 2023, prevăzut în strategia de mediu pentru anii 2014-2023. Legea privind calitatea aerului atmosferic reglementează măsuri la nivel național privind evaluarea și monitorizarea calității aerului în conformitate cu standardele UE pentru a contribui la combaterea poluării aerului și a efectelor negative cauzate de acestea. De asemenea, legea stabilește normativele, regimuri de evaluare și regimuri de gestionare a calității aerului atmosferic, criterii privind delimitarea teritoriului Republicii Moldova în zone și aglomerări, condiții de instruire a rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, cerințe cu privire la planurile de calitate de menținere a calității aerului atmosferic, cât și măsuri de protecție pentru menținerea calității aerului conform standardelor UE. Actul normativ stabilește atribuțiile, responsabilitățile autorităților competente în coordonarea, elaborarea și implementarea politicilor în domeniul protecției aerului atmosferic. Totodată, acestea conține reglementări privire la informarea și raportarea privind calitatea aerului, furnizarea informației privind calitatea
atmosfericului și publicului, cooperarea transfrontalieră în asigurarea calității aerului atmosferic. Dacă să ne referim la partea financiară, țin să menționez cheltuielile de procurare a stațiilor, analizatorilor, laboratorului de referință și a centrului de monitoring vor fi efectuate cu suportul partenerilor de dezvoltare. Iar legea urmează să intre în vigoare în 24 de luni după publicare. Rog susținerea proiectului menționat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Proiect de lege important, numai am vrea detalii de la domnul ministru de ce tocmai peste 24 de luni, înțeleg, intuiesc că este ceva legat tehnic, de pregătire, dar vă rog, veniți cu argumentul. Domn prim-ministru, ce ține de implementare, aveam 24 de luni, într-adevăr ține mai mult de procesele de pregătire, întrucât urmează să fie procurate instalații, stații urbane, stații de trafic, stații mobile, sunt mai multe procese care vor fi, după cum am menționat, acoperite financiar de către partenerii noștri, de ce își durează atât de mult timp. Vă mulțumesc. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Nu sunt. Vă rog să aprobăm proiectul legii. Aprobat, vă mulțumesc. Domnul ministru, vă rog continuați următorul subiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se propune spre examinare și aprobare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil a resurselor de sol pentru anii 2021-2025 și a planului de acțiuni privind implementarea acestuia pentru anii 2021-2023. În scopul soluționării problemelor ce țin de degradarea accelerată a resurselor de sol, s-a impus necesitatea elaborării în comun cu instituțiile științifice din domeniul solului a programului menționat. Acesta include 4 obiective și acțiuni de implementare acestora ce vor fi stimulate din bugetul de stat, dar și în cea mai mare parte din partea partenerilor de dezvoltare. Scopul acesta constă în realizarea măsurilor de stopare a degradării și sporirea fertilității solurilor, prin modernizarea și extinderea sistemului de îmbunătățiri funciare, implementarea tehnologiilor moderne și a practicilor agricole prietenoase mediului. În rezultatul implementării obiectivelor stabilite în program, se planifică efectuarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare prin măsuri de prevenire și combatere a eroziunii solului pe o suprafață de peste 2552 hectare, terenuri agricole, ameliorarea solului pe o suprafață de peste 68,5 mii hectare, terenuri agricole și conservarea și sporirea fertilității solului pe o suprafață de peste 5 mii de hectare. De asemenea, instituțiile de cercetare și învățământ vor asigura racordarea sistemului de cercetare și învățământ la prioritățile domeniului, vor elabora programe de instruire a deținătorilor de terenuri agricole, procedee, dar și tehnologii performante, instrucțiuni metodice și recomandări. Mijloacele financiare planificate în planul de acțiuni privind implementarea acestuia pentru anii 2021-2023 constituie în total, conform CVTM, pentru anii 2021-2023, circa 164,5 milioane lei, din care bugetul de stat aproximativ 35 milioane lei, iar din partea partenerilor de dezvoltare în jur de 129,5 milioane lei. Proiectul dat a fost avizat de către ministerii și instituțiile interesate, efectuată expertiza juridică și coordonat și cu alte instituții implicate în proces. Menționăm faptul că proiectul codului funciar este stabilit ca măsură prioritară în planul de acțiune al Guvernului și în următoarele ședințe de Guvern va fi înaintat și acesta spre aprobare. Deci, din cele expuse, rog mult aprobarea acestui program. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, dumneavoastră și întregul colectiv al Ministerului Agriculturii și tuturor colegilor, partenerilor care v-au ajutat să elaborați acest program. Într-adevăr, solul este una din bogățiile noastre principale, deci trebuie un program național de protejare. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări pe marginea proiectului prezentat. Domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță, vă rog. Stimate domn prim-ministru, stimați colegi, vă rog să acceptați ca până la semnarea proiectului Ministerul Finanțelor în regim de lucru să vină cu careva propuneri de îmbunătățire și definitivare proiectului. Vă mulțumesc.
Alte intervenții? Dacă nu sunt, domnul ministru Pierjou, în condițiile intervenției, sugestii domnului viceprim-ministru, vă rog să le acceptați, să continuați discuțiile pentru a, zicem, atinge numitorul comun și, respectiv, vă rog membrii guvernului să aprobăm de principiu acest proiect. Aprobat? Vă mulțumesc. Următorul subiect, dar mai bine spus, următoarele 5 subiecte vor fi prezentate de către viceprim-ministru, ministrul finanțelor Serghei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Scopul proiectului constă în acordarea unui sprijin din partea statului unor categorii de populație în vederea asigurării cu spațiu locativ. Proiectul este elaborat în baza hotărârii Guvernului numărul 836 din 13 septembrie 2010 cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcție sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni și prevede alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea în sumă totală de 287.000 lei pentru acordarea indemnizațiilor unice. Conform proiectului de hotărâre, 6 cetățeni din raioanele Drochia, Orhei, Ștefan Vodă, Telenești și Ungheni, 5 dintre care sunt participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, și o persoană a cărei dizabilitate este în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobâl, vor beneficia de indemnizații unice pentru procurarea spațiului locativ. Pentru implementarea prevederilor proiectului menționat, în legea bugetului de stat pe anul 2020 sunt preconizate mijloace financiare în volum total de 1,7 milioane lei, din care au fost repartizate până la moment 400.000 lei. Soldul disponibil de alocații la ziua de astăzi este de 1,3 milioane lei. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație. Obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerație la definitivarea proiectului. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări, este un proiect tradițional pe care noi periodic îl aprobăm și alocăm din mijloacele publice suport acestor categorii de cetățeni cu merite deosebite față de țara și poporul nostru. Dacă nu sunt obiecții sau întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Vă rog, continuați, domnul ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului, Ministerul Finanțelor, în calitatea sa de Autoritate Națională de Coordonare a Asistenței Externe, prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 246 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Scopul proiectului constituie actualizarea listei proiectelor de asistență externă în derulare care ca sub incidența tratatelor internaționale sau sunt acordate de organismele financiare internaționale și sunt eligibile pentru aplicarea facilităților fiscale și vamale. Importanța actualizării anexei 1 și anexei 2 din hotărârea Guvernului numărul 246 din 8 aprilie 2010 derivă din perspectiva lansării a 37 de proiecte noi de asistență externă. Concomitent, proiectul prevede încetarea aplicării facilităților pentru 92 de proiecte confirmate drept finalizate pe platforma de gestionare a asistenței externe. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație. Obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerație la definitivarea proiectului, precum și sunt incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor la prezentul proiect de hotărâre. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, și acesta este un proiect pe care noi periodic îl completăm, îl modificăm, supliniind lista proiectelor care cad sub incidența acestor scutiri. Respectiv, dacă sunt careva intervenții, vă rog să-mi comunicați, dacă nu, aprobăm proiectul. Vă rog să-l aprobăm. Aprobat, mulțumesc. Următorul subiect, domnul Pușcuță, vă rog.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative aferente activității în domeniul asigurărilor. Proiectul a fost elaborat în vederea revizuirii cadrului de reglementare sectorială prin impunerea unor noi cerințe prudențiale în sprijinul supravegherii bazate pe prevenirea riscurilor pentru participanții profesioniști ai pieței de asigurări. Proiectul prevede modificarea legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de autovehicule, numărul 414, și legii cu privire la asigurări, numărul 407. Principalele prevederi ale proiectului vizează reglementarea cadrului metodologic de calculare și aplicare a primelor de asigurare aferente asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă, împuternicirea acționarilor cu drepturi de contestare a deciziilor în perioada de administrare specială, în scopul asigurării continuității activității și evitării efectelor negative, și fortificarea instrumentelor de evaluare a solvabilității companiilor de asigurare. Proiectul a fost supus consultării, vizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație. Obiecții de supropunere acestora au fost luate în considerație la definitivarea proiectului. Rog acceptarea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Stimați colegi, vă rog dacă se încreau întrebări la acest proiect. Este proiect important, inclusiv din cauza evoluțiilor de ultimele 2-3 săptămâni în acest sector. Vedem niște încercări de a destabiliza piața, deci aceste modificări sunt foarte binevenite. Și sperăm că Parlamentul, dacă aprobăm noi în ședință, va promova rapid acest și aproba aceste modificări. Nu sunt întrebări. În aceste condiții vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, vă rog, domnul viceprim-ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului privind aprobarea bugetului instituției publice Consiliul de Supraveghere Publică Auditului pentru anul 2021. Scopul proiectului constituie aprobarea bugetului Consiliului de Supraveghere Publică Auditului pentru anul 2021, conform legii privind auditul situațiilor financiare numărul 217 din anul 2017. Proiectul bugetului Consiliului pentru anul 2021 prevede venituri în sumă de 1.724.000 lei, inclusiv 200.000 lei alocații de la bugetul de stat. Suma alocațiilor este prevăzută în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021 și este mai mică cu 425.000 lei în comparație cu alocațiile din anul 2020. Celelalte venituri în sumă de 1.524.000 lei reprezintă plăți și cotizații efectuate de auditori, entități de audit, stagiari în audit. Cheltuielile prevăzute în proiectul bugetului constituie 2.366.000 lei și includ cheltuieli de personal, achitarea serviciilor de locațiuni, servicii IT, procurarea mijloacelor fixe și alte cheltuieli necesare activității. Deficitul în sumă de 642.000 lei se va acoperi din contul soldului de mijloace bănești acumulate și neutilizate la situația din 1 ianuarie 2021. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări referitor la proiectul privind bugetul Consiliului de Supraveghere Activității de Audit. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Și subiectul numărul 9, domnul viceprim-ministru, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului pentru modificarea punctului 1 din hotărârea guvernului numărul 655 din 2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Proiectul hotărârii a fost elaborat în scopul precizării alocațiilor bugetare repartizate din fondul de rezervă a guvernului în sumă de 21.576.000 lei pentru Comisia Electorală, din care pentru Comisia Electorală Centrală 20.387.000 lei și pentru Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 1.189.000 lei. Alocați anterior, în conformitate cu hotărârea guvernului numărul 655,
pentru achiziționarea echipamentelor de protecție în scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19 în procesul de organizare și desfășurare a alegerilor pentru funcția de președinte a Republicii Moldova. În rezultatul achiziționării echipamentelor de protecție au fost valorificate mijloace financiare în sumă de circa 14 milioane lei, astfel se propune restabilirea soldului neutilizat de locații în sumă de 7.254.000 lei în fondul de rezervă a Guvernului, inclusiv de la Comisia Electorală Centrală 7.087.000 lei și de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 167.000 lei. Proiectul a fost avizat de către autoritățile implicate, propunerile prezentate au fost luate în considerație la definitivarea proiectului. Rog susținerea acestui. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări la proiectul prezentat, deci în urma scrutinului electoral, Comisia Electorală Centrală și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene au reușit să organizeze, eu cred, dar nu doar eu, dar și observatori internaționali, să organizeze alegerile la un nivel cuvenit, conform standardelor și uitați-vă că și cu economie de 7 milioane de lei se propune, respectiv, relocarea acestor bani din bugetul inițial alocat pentru alegeri în fondul de rezervă pentru necesitățile de mai parte ale statului. Mulțumim Comisiei Electorale Centrale și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, inclusiv și pentru această atitudine foarte, foarte cu grijă față de banii publici. Dacă nu sunt obiecții, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următoarele patru proiecte vor fi prezentate de către domnul ministru Anatol Lăsate, ministrul Economiei și Infrastructurii. Vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind autorizarea zborurilor și utilizarea spațiilor aerian național de către aeronave civile și de stat. Prezentul proiect este elaborat în temeiul articolului 4, alineatul 6, din codul aerian numărul 301 din 2017, care stabilește că cerințele și procedură de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național se aprobă de guvern. De asemenea, la articolul 26, alineatul 2 din codul aerian este prevăzut că guvernul stabilește condițiile de decolare și aterizare a aeronavelor civile pe aerodromuri sau heliporturi, certificate și sau înregistrate, precum și pe alte terenuri de suprafețe sau pe suprafețele de apă. Astfel, proiectul privede modul de utilizare a spațiului aerian de către aeronavele civile, modul de utilizare a spațiului aerian de către aeronave de stat, militare, vamale și de poliție, condițiile pentru autorizarea zborurilor comerciale efectuate prin curse regulate, dar și neregulate, modalitatea de utilizare a spațiului aerian de către aeronavele ce îl utilizează în interes propriu, așa numite zborurile de aviație generală. Suplimentar, proiectul prevede procedură de solicitare și de acordare a permisiunilor de survol sau avizelor de către Ministerul Apărării referitor la utilizarea spațiului aerian național cu aeronavele civile sau de stat. Conform celor expuse, rog susținerea proiectului de hotărâre. Mulțumesc, domnule ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt care vă întrebări. Nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 84 din legea insolvabilității numărul 149 din 2012. Proiectul de lege a fost elaborat în vederea executării hotărârii Curții Constituționale numărul 21 din 4 august curent, prin excepție de neconstituționalitate, articolul 84 din legea insolvabilității, referitoare la omisiune de a reglementa durata maximă pentru care poate fi dispusă obligația de a nu părăsi teritoriul țării sau localitatea de reședință. Astfel, proiectul de lege prevede limitarea duratei maxime pentru care poate fi depusă interdicție pentru debitorul sau reprezentantul organelor lui de conducere de a nu părăsi teritoriul țării sau localitatea de reședință până la 6 luni, cu posibilitatea de a fi prelungit, motivat, nu mai mult de 3 ori în cadrul aceeași proceduri de insolubilitate. Această soluție a fost preluată din cuprinsul articolului 64 al Codului de Executare,
Soluția propusă spre aplicare cu titlu provizoriu prin însuși hotărârea Curții Constituționale numărul 21 din 4 august curent. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, rog, dacă sunt careva intervenții, neclarități, întrebări. Nu avem, respectiv, vă rog să susțină. Aprobat, vă mulțumesc, vă rog continuați, domnul ministru Sată. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului pentru modificarea hotărârii guvernului numărul 643 din 2003, cu privire la aprobarea normelor metodologice și criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcție de cazare și de servire a mesei. Prezentul proiect este elaborat într-o executare prevederilor articolului 6, litera A, din legea numărul 91 din 2020 pentru modificarea unor acte normative. Urmarea modificării operate în legea numărul 231 cu privire la comerțul interior prin legea 91 din 2020 au fost excluse prevederea unitate de alimentație publică, unitățile de alimentație publică încadrate în structurile de primire turistică, se clasifică și pe categorii. În acest sens, s-a asigurat o abordare echitabilă față de unitățile de alimentație publică amplasate în structuri de primire turistică și cele amplasate în afara unităților de cazare. Proiectul are drept scop excludere din norme metodologice aprobate prin hotărârea Guvernului 643, a prevederilor conform căruia structurile de primire turistică cu funcție de servire mesei se clasifică pe categorii sau stele până 5 stele. Totodată, în norme metodologice se menține clasificarea pe tipuri de structuri de primire turistică cu funcție de servire a mesei, ceea ce este în conformitate cu prevederile articolului 11 alineatul 1 din legea numărul 231 cu privire la comerțul interior, care stipulează că alimentația publică se desfășoară în unități specializate care se clasifică pe tipuri în funcție de serviciile prestate consumatorilor. Este un proiect tehnic și, conform celor expuse, rog aprobarea proiectului menționat. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Dacă la acest proiect tehnic sunt careva întrebări, vă rog să vă exprimeți. Nu sunt. Respectiv, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 13, în continuare, domnul ministru, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea anexelor numărul 1 și numărul 2 la hotărârea Guvernului numărul 1478 din 2016. Proiectul este elaborat în temeiul prevederilor articolului 4 din legea drumurilor, care prevede că denumirile și indicele drumurilor publice se stabilesc de guvern. Modificările în lista drumurilor publice, naționale și locale, sunt impuse de precizări și corectări din ordin tehnic, necesare în procesul de administrare a drumurilor. Majoritatea propunerilor de modificare au fost efectuate la solicitarea autorităților publice locale din nivel al doilea, în vederea includerii în lista drumurilor publice locale existente, care au fost identificate sau construite ulterior aprobării listelor. Totodată, conform structurii listei drumurilor locale de interes raional, drumurile respective sunt repartizate pe unități administrativ-teritoriale din nivelul 2. Însă, în multe cazuri, aceste drumuri transmitează teritoriul mai multor raioane și altfel apar neclarități privind apartenența drumului. De aceea se propune excluderea denumirii unităților administrativ-teritoriale din nivelul 2 din listă. Respectiv, în listă va fi indicată doar denumirea drumurilor, iar evidența drumurilor după apartenență se va efectua în baza actelor de transmitere a drumurilor publice a unităților administrativ-teritoriale din nivelul 2 în limita teritoriului administrat. Reșind din cele expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări, intervenții, domnul ministru Pierjul, dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 14, doamna secretar general al Guvernului, Liliana Iconi, vă rog. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea punctului 3 din hotărârea Guvernului numărul 836 din anul 2010,
cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni. Conform punctului 3, alineatul 2 al hotărârii de guvern la care se face modificarea, acordarea indemnizațiilor unice pentru persoanele care nu au beneficiat de credite preferențiale de la instituțiile financiare și nu au fost asigurate cu spațiu locativ conform normelor legale și care la moment nu dețin scrisori de garanție corespunzătoare, eliberate de autoritățile administrației publice locale, se eșalonează pe o perioadă de până la 7 ani, începând cu anul 2014 până la 31 decembrie 2020. Urmarea multiplelor adresări ale unor categorii de persoane care nu au reușit să beneficieze de această indemnizație, precum și în vederea continuării protecției sociale a acestora, se propune prelungirea termenului de 31 decembrie 2020 cu încă un an, adică până la 31 decembrie 2021. Implementarea prevederilor proiectului presupune cheltuieli financiare bugetare de circa 1 milion de lei. Proiectul a fost supus procedurii de avizare și expertizare în conformitate cu cerințele cadrului normativ. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați colegi, mai extindem cu un an validitatea acestei hotărâri de guvern, acestui program de susținere, iarăși, a celor mai meritoși cetățeni ai Republicii Moldova. Și am discutat preventiv, deci eu nu cred că sunt obiecții. În aceste condiții, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 15, doamna ministru al Educației, Culturii și Cercetării, Lilia Pogolșa, vă rog. Cer scuze, doamna ministru, nu vă auzim. Vă rog să conectați microfonul. Cer scuze. Stimați domn prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil amplasat în municipiul Comrat. Proiectul hotărârii guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil a fost elaborat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în baza acordului adunării populare a Găgăuzii și rezidă din necesitatea asigurării unei valorificări eficiente a bunurilor imobile. Urmare examinării solicitării Comitetului Executiv al Găgăuzii, adresate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind transmiterea bunului imobil din municipiul Comrat, s-a constatat că această construcție constituie proprietatea statului și a fost procurată în 1988 de către Ministerul Culturii. Din anul 1988, în incinta edificiului vizat, activează Muzeul Regional de Istorie și Studiere a Ținutului din Comrat. Folosirea în continuare a bunului imobil necesită cheltuieli pentru întreținere și investiții, pentru consolidarea, replanificarea, amenajarea și paza acestuia, prin urmare transmiterea construcției în proprietatea publică a unității teritoriale autonome Găgăuzia va asigura menținerea și valorificarea edificiului. Proiectul a fost supus procesul de avizare și expertizare, obiecțiile și recomandările fiind luate în considerare la definitivarea proiectului. În context, în scopul asigurării dezvoltării și funcționării eficiente a Muzeului Regional de Istorie și Studiere a Ținutului din Comrat, precum și reieșind din argumentele invocate supra, rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, vă rog dacă întrebări referitoare la acest proiect de transmitere a unui imobil. Înțeleg că autoritățile de la Comrat nu sunt împotrivă. De ce vă rog să aprobăm proiectul? Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 16, continuați, vă rog, doamna ministru Pogolș. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea punctului 45 din hotărârea Guvernului numărul 1552-2002 privind normele financiare pentru activitatea sportivă.
Proiectul respectiv are ca scop modificarea punctului 45 din anexa numărul 1 a hotărârii Guvernului. La moment, punctul respectiv prevede că statul suportă cheltuieli pentru achitarea taxei de viză și asigurarea medicală la deplasarea sportivilor peste hotarele țării, având în vedere declararea de către Organizația Mondială a Sănătății a pandemiei de coronavirus la nivel global și instituirea în Republica Moldova a codului roșu pentru a fi admiși la competiții, sportivii trebuie să prezinte obligatoriu testul negativ COVID pentru prevenirea răspândirii infecției respective. La moment, membrii lotului național sunt nevoiți să achite din propriile mijloace financiare costul testului în scopul reprezentării Republicii Moldova pe arena sportivă internațională. Testele vor fi efectuate inclusiv la campionatele naționale de seniori, la probele sportive olimpice în vederea formării lotului național pentru anul următor. La competițiile sportive internaționale, testele se vor efectua numai delegațiilor care sunt implicate în obținerea cotelor pentru participarea la Jocurile Olimpice. În urma aprobării proiectului respectiv, testele vor fi achitate din bugetul aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. În acest context, solicit susținerea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, opinia noastră este un proiect foarte bun, care vine ca suport pentru sportivii noștri, care luptă nu doar pentru performanțe personale, dar luptă în primul rând pentru țara noastră și respectiv trebuie să compensăm aceste cheltuieli. Nu cred că sunt obiecții, deci vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 17, domnul ministru al apărării, Victor Gaiciuc, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se propune atenție dumneavoastră proiectul hotărârii cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Știință și Memorie Militară. Proiectul hotărârii este elaborat în contextul implementării reformei administrației publice și vizează crearea Agenției pentru Știință și Memorie Militară. Autoritatea administrativă subordonată Ministerului Apărării, prin reorganizarea prin fuziune a instituției publice Centrul de Cultură și Istorie Militară și a Centrului de Studii Strategice de Apărare și Securitate din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate. Prin proiectul hotărârii se propune aprobarea regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea agenției, stabilește forma organizatorico-juridică acestuia, competențele și atribuțiile, modul de organizare a activității, structura și efectivul limită. Constituirea agenției va concentra și consolida în cadrul unei singure entități a funcțiilor de implementare a politicii statului în sfera științei militare, cercetării științifice pe segmentul securității și apărării, memoriei și istoriei militare, precum și de asigurarea respectării regimului, mormintelor și operilor comemorative de război. Proiectul a fost supus avizării în modul stabilit, iar implementarea acesteia nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare de la bugetul de stat. Rog susținerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări referitoare la proiectul respectiv. Nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul ministru al afacerilor interne, Pavel Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 125 din 2013. Proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat în vederea realizării obiectivului 1.43, acțiunea 1.43.1 din planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin hotărârea Guvernului 636 din 2019 și are drept scop sporirea calității și accesibilității serviciilor publice prestate cetățenilor. Amendamentele propuse vor contribui la îmbunătățirea proceselor operaționale privind înregistrarea persoanei la domiciliu și sau la reședința temporară prin crearea oportunității fiecărui
coproprietar de a folosi bunul proprietate comună pe cote părți în măsura în care nu schimbă destinația lui și nu aduce atingerea drepturilor celorlalți coproprietari. Totodată, modificările înaintate vor oferi posibilitatea creșterii calității datelor referitoare la evidența locuitorilor din stânga Nistrului și municipiul Bender, prin actualizarea informației în Registrul de Stat al Populației și în fișierul manual, efectuată în temeiul declarației pe propria răspundere a acestei persoane, depuse concomitent cu cererea pentru eliberarea actului de identitate. Urmare celor expuse, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rog să le comunicați. Nu sunt. Proiectul a fost discutat preventiv, respectiv vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 19, doamna viceprim-ministru Olga Cibotari, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Guvernului numărul 515 din 2010 cu privire la delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control. Prezentul proiect, prin care se propune actualizarea componenței delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, urmărește consolidarea capacității delegației Republicii Moldova în ceea ce privește reprezentarea intereselor statului, sprijinului multilateral al procesului de reglementare transnistriană, precum și contribuirea la soluționarea problemelor ce țin de asigurarea securității cetățenilor, a păcii și a ordinii în zona de securitate. Această comisie a fost creată și exercită activitatea în baza acordului Moldo-Rus semnat la 21 iulie 1992. Comisia include delegații din partea Republicii Moldova, Federației Rusie, regiunii transnistrene, reprezentanții ai Ucrainei și OSCE. Proiectul a fost avizat de către autoritățile și instituțiile interesate. Urmarea celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă viceprim-ministru. Stimați colegi, dacă sunt careva intervenții, întrebări, propuneri, obiecții, nu sunt, respectiv vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, sub numărul 20, domnul ministru Aureliu Ciucoi, vă rog. Vă mulțumesc, domnul prim-ministru. Stimați colegi, propun atenției dumneavoastră spre examinare și aprobare proiectul hotărârii de guvern privind inițierea negocierilor și ulterioara aprobarea asemnării acordului întocmit prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federative Brazilia privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii pașapoartelor ordinare. Proiectul acordului are drept scop dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două state prin această acordare a acestei facilități și oferirea deschiderea posibilității de a călători reciproc fără vize. Evident, în scopuri turistice, de tranzit sau afaceri, pentru o perioadă ce nu depășește 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de jumătate de an precedente fiecare zile de ședere. Deci, altfel spus, odată la jumătate de an putem merge fără viză pe o perioadă de 90 de zile în Brazilia. Totodată, ambele părți își rezervă dreptul de a refuza intrarea sau de a reduce șederea cetățenilor statului celelalte părți care sunt considerați indezirabili. Ținând cont de faptul că Republica Moldova a abolit regimul de vize deja pentru cetățenii brazilieni, titularea oricărui tipuri de pașapoarte, prezentul proiect nu aduce atingere bugetului nostru de stat. Acordul urmează să se încheie pentru o perioadă nedeterminată de timp și va intra în vigoare după 90 de zile de la data recepționării ultimei notificări privind îndeplinirea de către părți a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a documentului.
Din motive de securitate, ordine publică sau sănătate publică, fiecare parte semnatară poate suspenda aplicarea acordului integral sau parțial. Oricare dintre părți poate denunța acordul, notificând cealaltă parte despre acest lucru. În această situație, acordul își va înceta acțiunea după 90 de zile de la data recepționării informării respective, sau diplomatic vorbind despre notificarea în cauză. Evident, instituția responsabilă pentru demararea negocierii și pregătirea pentru semnarea acordului respectiv este Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. În contextul celor expuse, rog respectuos susținerea dumneavoastră pentru a adopta această hotărâre de guvern. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la acest proiect. Cu pașaport ordinar putem merge în Brazilia, dacă finalizăm negocierile și invers. Domnul ministru, eu sper că acest proiect va atinge bugetul de stat, dar în sensul pozitiv, veniturilor suplimentare, da? Pentru că oferă acea renumită libertate sau patru libertăți de circulație a cetățenilor, capitalului și tot așa mai departe. Deci, estimați colegi, nu cred că sunt obiecții, dorim succes Ministerului în finalizarea negocierilor și vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul Ghenadie Țepordei, director al Agenției Proprietății Publice. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri și modificarea hotărârii guvernului numărul 351 din 2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile. Elaborat de Agenția Proprietății Publice în temeiul legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. Proiectul propus spre aprobare prevede transmiterea din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Agenției Proprietății Publice, gestiunea economică a societății pe acțiuni Cartuș, bunul imobil proprietate publică a statului, clădirea magazinului Cartuș cu suprafață de 283,6 metri pătrați, amplasată în municipiul Chișinău, strada Metropolit Gurii Grosu 1. Pe teritoriul aferent cu numărul cadastral 01002122231 cu suprafața de 0,4 hectare, cât și transmiterea în administrarea Agenției Proprietății Publice, gestiunea economică S.A. Cartuș, bunul imobil proprietate publică a statului, clădirea magazinului de arme pulbere blocul E cu suprafața de 129,4 metri pătrați, amplasat în municipiul Chișinău, strada Columna 130. Acest proiect a fost elaborat urmare a reorganizării întreprinderii de stat Pulbere, întreprinderii de stat Magazinul Specializat de Arme Dinamo și întreprinderii de stat Cartuș, care au fost reorganizate prin fuziune și transformare în societate pe acțiuni Cartuș, în calitate de întreprindere absorbantă. În contextul celor expuse, rog respectuos aprobarea proiectului hotărârii de guvern. Mulțumim! Vă mulțumesc, domnul Țepordei. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest capitol. Nu avem întrebări, aprobăm transmiterea imobilului. Aprobat. Mulțumesc. Următorul subiect, domnul Anatol Ghilaș, vă rog. Stimați domn prim-ministru, stimați membri ai guvernului, atenție dumneavoastră se propune proiectul de lege pentru modificarea legii cadastrului bunurilor imobile numărul 1543 din 1998. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ sunt impuse de necesitatea îmbunătățirii cadrului legal actual și anume la punere la partea tehnică a cadastrului inclusiv. Prima, referitoare la tipul de, și componența lucrărilor cadastrale, referitoare la modul de stabilire a hotarilor unităților administrative teritoriale și a terenurilor proprietate publică și private, descrierea modului de stabilire a hotarilor fixe și hotarilor generale a terenurilor, actele întocmite în cadrul executării acestor lucrări. Proiectul vine cu soluții clare, definite, care să permită aplicare corectă și uniformă a legislației de către factorii de decizie care va asigura o administrare eficientă a bunurilor imobile. Proiectul hotărârii a fost supus avizării, consultării publice, semnat și semnat
contrasemnat și susținut pozitiv. Rugăm susținerea dumneavoastră la promovarea proiectului dat. Vă mulțumesc, domn director, stimați colegi. Vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect. Semnat și contrasemnat. De toți. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile. Proiectul are drept scop transmiterea unor clădiri cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului Ocnița, din administrarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, gestiunea instituției medico-sanitare publice, Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, amplasat în orașul Ocnița, strata Sănătății 4, în proprietatea publică a raionului Ocnița. În conformitate cu hotărârea cu privire la transmiterea unor subdiviziuni, 1033 din 2017, a fost efectuată transmiterea cu titlu gratuit ambulatorului stației Ocnița din strada Sănătății 4, din administrarea Ministerului Economiei și Infrastructurii, gestiunea Calea Ferată din Moldova în administrarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Conform ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, numărul 674 din 2018, subdiviziunile medicale au fost transmise în gestiunea economică a instituției medico-sanitare publice, Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, începând cu 1 iunie 2018. Este dimensionat faptul că bunurile imobile primite în gestiune, amplasate în orașul Ocnița, până la momentul actual, nu au fost utilizate de către Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, context în care au rămas fără supraveghere, iar întreținerea și menținerea lor necesită mijloace financiare suplimentare. Conform deciziei Consiliului Raional, aceste bunuri imobile vor fi utilizate pentru dezvoltarea serviciilor medicale și sociale, în special este vorba despre îngrijiri paliative pentru persoanele care sunt bolnave de boli oncologice. În contextul celor enunțate, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Stimați colegi, încă un proiect de transmitere a imobilului către autoritățile publice locale, de data aceasta Ocnița. Nu sunt obiecții. Nu văd cel puțin să fie obiecții sau întrebări, de ce vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 24, vă rog continuați, doamnă ministru. Mulțumesc mult, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră spre examinarea vizul unic asupra proiectului de lege pentru modificarea legii 22 din 2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zelieri înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Potrivit autorului, proiectul de lege are drept scop îmbunătățirea reglementărilor privind munca ocazională prestată de zelieri în agricultură. În context, proiectul nu este susținut în baza argumentelor care au fost invocate de către autorități în procesul de examinare din următoarele considerente. Introducerea voucherului ca o modalitate suplimentară de evidență și plata muncii zilierilor pentru agricultorii care au mai mult de 50 de zilieri, angajatorii, deci în cazul respectiv care au mai puțin de 50 de zilieri, vor utiliza în continuare registrul zilierilor. Ori norma propusă nu contribuie la simplificarea mecanismului de procurare și ținerea registrului zilierilor, care în opinia autorului este birocratic. Extinderea termenului de la 90 de zile la 120 de zile, de fapt este o perioadă maximă în care poate fi prestată munca ocazională de către zilieri pentru același angajator, la fel nu este susținută, deoarece nu este argumentată și justificată în modul corespunzător, iar limita de 90 de zile de muncă pentru același angajator a fost stabilită în scopul evitării transferării de către angajator a salariaților din categoria angajaților care activează în baza contractului individual de muncă la categoria zilierilor, în special celor care sunt angajați la muncă sezonieră. Propunerea autorului de a aplica voucherul în domeniu precum agricultura ecologică și turismul rural contravine prevederilor articolului 3 al legii 22 din 2018, care stabilește clar domeniile în care poate fi practicată munca zilierilor.
Propunerea autorului ca impozitul pe venit din activitatea zelierilor prestate pe bază de voucher să fie achitată din venitul realizat din comercializarea voucherilor și scutirea, astfel la zelierilor de la plata impozitului pe venit, va condiționa nemijlocit o inichitate fiscală în rândul zelierilor, deoarece o parte din zelieri va trebui să achite impozitul pe venit din venitul obținut din munca ocazională. La elaborarea proiectului de lege, totodată, nu s-a ținut cont de prevederile legii 100 cu privire la actele normative și în nota informativă, de fapt, lipsește impactul economico-financiar al proiectului care a fost înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Reieșind din argumentele care sunt invocate, rog susținerea avizului consolidat al Guvernului. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, au fost prezentate argumentele Ministerului și respectiv creda Guvernului privind inițiativa legislativă dată, dacă sunt opinii diverse sau altele decât cele anunțate, domnul ministru, vă rog să vă expuneți. Nu sunt, vă rog să aprobăm avizul pregătit. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul ministru Anatol Usate, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiect de lege pentru modificarea legii 1435 pentru compensarea diferenței de tarife la energie electrică și la gaze naturale, utilizate de locuitori unor localități din raioanele Dobăsar și Crăușeni și al satului Varniță din raionul Neninoi. Proiectul de lege prevede compensarea diferenței de tarife la energie electrică și la gaze naturale utilizate de către cetățenii Republicii Moldova, locuitori ai satului Hărbăveț, raionul Neninoi, din zona de securitate. Astfel, implementarea proiectului va avea impact financiar asupra bugetului de stat, respectiv, se constată că nota informativă anexată la proiect nu conține fundamentarea economico-financiară, care urmează să descrie impactul economico-financiar, cu indicarea cheltuielilor necesare pentru implementarea noilor prevederi, ceea ce contravine articolul 30, alineatul 1, litera E, al legii numărul 100 cu privire la acte normative. Concomitent, prevederile articolul 131, alineatul 6 din Constituție și articolul 17, alineatul 2 al legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale stabilesc că nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. În contextul celor expuse și având în vedere impactul financiar asupra bugetului de stat, proiectul de lege, prezentat cu titlul de inițiativă legislativă, nu se susține. Conform celor relatate, rog aprobarea proiectului avizului. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări sau alte opinii față de poziția Ministerului Economiei și Infrastructurii față de această inițiativă. Nu sunt întrebări, obiecții respectiv, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Următorul subiect, vă rog, continuați, domnul ministru Anatol Usate. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Scopul proiectului de lege constă în îmbunătățirea serviciului de transport prin operarea unor modificări la acte normative care reglementează domeniul transporturilor rutiere, modul de organizare a serviciilor, precum și sancțiuni pentru desfășurarea acestui gen de activități fără acte permisive necesare sau fără notificare către Agenția Națională de Transport Auto. În acest context, Guvernul susține inițiativa legislativă înaintată cu condițiile avizului și anumite remarci din ordin tehnico-legislativ și conceptual. Astfel, se propune o nouă redacție, modificările expuse în legea numărul 1553 cu privire la asigurarea obligatoriu de răspundere civilă a transportatorilor față de călători, în vederea stabilirii expresiei a primii de asigurare prin normele legale. Este de menționat că această sintagmă a fost preluată din avizul a CNPF-ului. În partea ce ține sancțiunile pentru desfășurarea activității ilicite de transport rutier și activităților conexe, se menționează că mărirea amenzilor propuse pentru a fi aplicate urmează a fi revizuite în vederea respectării principiului individualizării răspunderii contravenționale și sancțiunilor contravenționale.
Propunerea ce vizează legea numărul 172 privind aprobarea nomenclaturii combinate a mărfurilor urmează a fi excluse, deoarece obiectul legii respective este taxa vamală, iar spectrul de aplicare a taxei pe valoare adăugată ca subiect, obiectul și scutiri sunt prevăzute în codul fiscal. Concomitent, potrivit articolul 103, aliniatul 1.24 din codul fiscal, poziția tarifară 8703 este scutită de TVA fără drept de deducere, iar la importul mărfurilor clasificate la poziția tarifară 8703 se calculează și se achită acciză. Propunerile conexe pe prevederilor articolul 153 aliniatul 1 litera B din codul transportelor rutiere, ce țin de obligativitatea datorii cu tahografe a vehiculelor rutiere înmatriculate pentru prima dată în Republica Moldova, conform codul respectiv deja a intrat în vigoare la 15 septembrie anul 2019, de aceea propunerea de modificare nu este relevantă și urmează a fi exclusă. Conform celor relatate, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări la acest proiect de aviz. Înțeleg că nu, respectiv vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul vicepreministru Sergei Pușcuță, vă rog. Stimate domnul prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului la proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport prezentat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 384 din 9 septembrie. Proiectul de lege prevede importul unui mijloc de transport acordat cu titlu gratuit cu scutire de plată drepturilor de import pentru primărie orașului Ștefan Vodă. Prin avizul propus atenției dumneavoastră, autorii inițiativei se informează că, în prezent, în conformitate cu prevederile articolului 20 alineatul 4 din codul vamal, este interzis importul mijloacelor de transport cu termenul de exploatare de peste 10 ani. Totodată, măsurile de politică fiscală și vamală propuse pentru anul 2021, se regăsesc în proiectul care se examinează actualmente în Parlament, este inclusă și măsura privind eliminarea prohibițiilor la importul mijloacelor de transport. Astfel, în cazul adoptării de către Parlament a proiectului de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, mijlocul de transport respectiv va putea fi introdus în țară și plasat sub regimul vamal de import cu achitarea drepturilor de import în conformitate cu legislația națională. În contextul celor expuse, rog aprobarea avizului în redacția propusă. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la proiectul acestui aviz. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 28, domnul ministru Ion Pierjova. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, atenție dumneavoastră se propune proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 12 din Codul subsolului numărul 3 din 2009. Potrivit autorului, proiectul a fost elaborat în scopul aplicării și promovării principiului descentralizării administrative prin excluderea unor competențe, prin extinderea, de fapt, a unor competențe administrației publice locale de nivelul 1. Astfel se propune că anume Consiliul Local să exprime acordul pentru atribuirea în folosință întreprinderilor miniere a sectoarelor de subsol. De remarcat că proiectul nu descrie problema și nu argumentează necesitatea intervenției în cadrul legal actual, care reglementează procedura de atribuire în folosință a sectoarelor de subsol. Impunerea obținerii unui act permisiv de la administrarea publică locală va avea efect discriminare și limitarea posibilităților de participare a agenților economici la concursurile pentru atribuirea dreptului de folosință asupra sectoarelor de subsol a țării. Conform prevederilor articolului 9 din Codul subsolului, adoptarea hotărârilor cu privire la transmiterea pentru valorificare industrială a zăcămintelor de substanțe minerale utile de importanță națională, stabilirea modului de folosire și protecția subsolului, la fel și modul de atribuire a sectorului de subsol pentru extragerea substanțelor minerale utile, ține exclusiv de competența guvernului. De competența administrației publice locale de nivelul 1 sunt coordonarea atribuirii terenului proprietate publică a unităților administrative teritoriale pentru cercetare geologică și exploatarea zăcămintelor substanțe minerale utile, participarea la elaborarea programelor de extindere și folosire rațională a bazei de materii prime minerale, controlul asupra respectării regulilor de comercializare a substanțelor minerale utile solide în afara locurilor de extragere. Totodată, administrația publică locală elaborează acte permisive
pentru lucrările de proiectare, executare sau desfințare construcțiilor și amenajărilor în conformitate cu documentația de urbanism și amenajare a teritoriilor. Certificatul de urbanism pentru proiectare eliberat de administrația publică locală este act cu caracter reglementator prin care se fac cunoscute solicitantului prescripțiile și elementele cu caracter și regim juridic, economic, tehnic și arhitectural, urbanistic și de amenajare a teritoriului. În condițiile în care atribuirea în folosința sectorului de subsol se efectuează în baza concursurilor publice și se legalizează prin contract în baza deciziei Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, nu este clar momentul când autoritățile publice locale urmează să exprime acorduri până la scoaterea în concurs sau după. Totodată, prevederea cu care se propune a fi completat articolul 12 din Codul subsolului este în dezacord cu articolul 16 și 20 și va avea conflict de competențe între mai multe autorități publice. Reșind în cele expuse, considerăm inoportună susținerea proiectului de lege cu modificarea articolului 12. Rog susținerea avizului guvernului. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva obiecții sau întrebări la acest proiect de aviz. Nu sunt, vă rog să aprobăm aviz. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, vă rog, continuați, domnul ministru. Da, vă mulțumesc. Stimați domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Autorul proiectului de lege supus avizării Guvernului propune modificări la legea cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, ce ar permite producătorilor agricoli individuali care nu practică activitatea de întreprinzător de a beneficia de subvenții din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Această propunere nu este susținută, întrucât prin măsurile de subvenționare, statul încurajează și stimulează organizarea și cooperarea persoanelor în gospodării țărănești, fermieri sau entități sau alte forme de organizație juridică în sectorul agroalimentar al țării și efectuarea investițiilor prin intermediul acestora în infrastructura agricolă pentru asigurarea și modernizarea și dezvoltarea acestui sector important al economiei, pentru crearea noilor locuri de muncă și sporirea ratei de ocupare a forței de muncă și menținerea populației economic active în localitățile rurale. Ceea ce un producător agricol individual, producători agricoli care nu sunt înregistrați în calitate de agenții economici nu au posibilitate să o facă. Totodată, prin exonerarea producătorilor agricoli individuali de la obligația de a înregistra activitatea agricolă și de a respecta condițiile de eligibilitate pentru subvenționare în raport cu producătorii agricoli înregistrați în modul stabilit, se încalcă principiul tratamentului egal al solicitanților de subvenție. De asemenea, nu se susține propunerea de modificare și a articolul 13 din legea pentru identificarea și înregistrarea animalelor, conform căreia deținătorii de animale care nu desfășoară activitatea agricolă în calitate de întreprinzători vor fi scutiți de la taxele pentru serviciile de identificare a animalelor și de manoperă, întrucât acestea vor genera și cheltuieli suplimentare la bugetul de stat, având în vedere că taxa menționată include costurile pentru achiziția, transportul, depozitarea, distribuirea mijloacelor și echipamentelor sistemului de identificare și trasabilitate a animalelor, precum și a muncii prestate ce ține de identificarea și înregistrarea animalelor. Totodată vreau să menționez încă o dată că pentru sectorul zootehnic sunt disponibile mai multe surse de finanțare din Fondul de Subvenționare Agriculturii. În contextul celor expuse, solicit aprobarea avizului Guvernului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnul ministru, stimați colegi, încă un proiect de aviz la inițiativă legislativă. Dacă sunt întrebări, vă rog să le expuneți. Nu sunt. Vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc și următorul subiect de pe ordine de zi, numărul 30, el este și ultimul. Domnul ministru Ion Perju, continuați să rog. Da, vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat și modificarea hotărârii Guvernului numărul 150-2010 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea agenției MOL Silva, structurii și efectivului limite ale aparatului central al acesteia. Proiectul dat are drept scop reorganizarea întreprinderii de stat, întreprinderea pentru silvicultură Silva Sud, Cahul, prin fuziunea, absorpția, a întreprinderii de stat, întreprinderea silvo-cinegetice Mantav.
Argumentul reorganizării prin absorpție întreprinderii de stat, întreprinderea silvo-cinegetică MANTA-V constă în necesitatea realizării sarcinilor și funcțiilor dezvoltării durabile a sectorului forestier și cinegetic din fondul forestier, asigurând protecția și faza pădurilor și faunei, menținerea și conservarea biodiversității Republicii Moldova. Realizarea proiectului DAT nu implică cheltuieli financiare suplimentare a activității subdiviziunii structurale a Agenției Mulțiva, care va prelua sarcinile, atribuțiile întreprinderii care se absorbe, iar cheltuielile vor fi acoperite din sursele proprii disponibile a întreprinderii reorganizate, în limita cheltuielilor de personal stabilite pentru anul 2020. Totodată vor fi eficientizate, diminuate cheltuielile legate de administrarea întreprinderii absorbite, astfel fiind economisite astfel de categorii de cheltuieli, cum ar fi cheltuielile comunale, remunerarea muncii, întreținerea transportului, etc. Astfel vor fi reduse cheltuielile de administrare a întreprinderii absorbite și sporirea eficienței activității statutare. Prin urmare, fuziunea întreprinderilor sus menționate va reduce cheltuielile de administrare a întreprinderilor care se reformează în prezent. Totodată, țin să menționez, stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, că în prezent iese spre definitivare conceptul de reformare a întreg sectorului forestier, a celor 23 de întreprinderi silice care sunt astăzi în subordinea Mulțirva și în scurt timp vom veni cu un concept pentru aprobare pentru guvern. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect. Sperăm că acest proiect va eficientiza activitatea acestor întreprinderi. Înțeleg că avem încă 23 de întreprinderi. Cred că copaci în păduri nu avem atâția, domnul ministru, cât întreprinderi avem de gestionare. Și am impresia că cât mai puțin întreprinderi, cu atât mai mult păduri o să avem. Deci vă rog să veniți la acest capitol cu propunerile de rigoare. Stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Stimați colegi, am epuizat agenda ședinței de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare. Înainte de a închide ședința, câteva momente importante pentru perioada următoare. Noi am planificat pentru luni următoarea ședință a Guvernului pentru examinarea amendamentelor la proiectele politice bugetar fiscale și proiectele celor trei legi bugetare anuale. Deci luni vom aproba aviziile la amendamentele pe care le așteptăm din partea membrilor Parlamentului. Deci aceste amendamente au început să vină deja la guvern, fapt pentru care vreau să mulțumesc deputaților care manifestă rațiune și înțelegere, care știu și înțeleg cât de important este ca țara să intre în 2021 cu aceste proiecte financiare, cu aceste legi financiare aprobate. Rog foarte mult colegii de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să mai faceți un efort. Eu știu că a fost o muncă anevoioasă în condițiile de pandemie, în condițiile când mulți dintre dumneavoastră ați decăzut, în sensul că nu puteați fi la serviciu cum nu pot eu astăzi. Dar vă rog să mai faceți un efort să pregătim aceste avizie ca să prezentăm Parlamentului poziția Guvernului pe aceste amendamente. Eu mă folosesc de ocazie și încă o dată fac apel la rațiunea deputaților să lucreze asupra acestor proiecte, să vină cu amendamente, Guvernul le va examina și astfel să nu lăsăm țara fără buget și fără finanțarea celor mai stringente necesități la începutul și pe parcursul anului 2021, care va fi un an electoral, aceasta este clar. De asemenea, vreau să fac un apel și să rog pe domnul viceprim-ministru Serghei Pușculța, pe domnul Ion Pierj în special, cumva faceți apel la rațiunea corsarului Sur, care și-a adus flota de tractoare acum în Piața Mării Adunării Naționale. Aceste tractoare sunt cumpărate pe banii poporului. Sunt cumpărate în mare parte din subvenții. Și cineva, în cel mai irresponsabil mod, își bate joc în primul rând de agricultori, de plugare care au muncit anul, acum îi folosește în scopuri politice. Spuneți-vă acestui vicepreședinte de Parlament să vină cu amendamente și vom discuta, să arate că îi pasă de acești agricultori, dar nu i-a dus aici în piață să-i sacrifice frigului și pandemiei.
Vă rog foarte mult, mai faceți dumneavoastră un apel. Poate până la urmă o să conștientizeze că trebuie să ai obraz în fața oamenilor. Stimați colegi, vă rog foarte mult să ne concentrăm în următoarele zile pe examinarea acestor amendamente și să pregătim ședința Guvernului de luni, așa cum se cuvine. Vă doresc tuturor sănătate. După cum am anunțat, regimul de muncă meu este la distanță, sunt permanent conectat cu fiecare instituție. Sănătate tuturor!